La 1 octombrie, Brumărel a fost întâmpinat cum se cuvine la festivalul Toamna de Aur. Un iarmaroc unde v-ați putut aproviziona cu fructe și legume procurate direct de la producător, la prețuri destul de atrăgătoare. Organizând această manifestare, noi am primit foarte multe adresări din partea primariilor, în general, a Republicii Moldova din diferite raioane pentru a participa la acest eveniment. Un iarmaroc pentru adevărații gospodari. Aici am găsit nu doar fructe și legume, dar și tehnica necesară pentru a strânge aceste roade. În 2 ani participăm la acest sărbătoare. Copiii anume fac lucrări legate de agricultură, tehnica agricolă, deci diferite lucrări de design, de artă plastică. Iar Marocul o bună oportunitate pentru producătorii autohtoni și au scos în vânzare tot ce au mai bun în grădină. Legume, fructe, într-un cuvânt, toate roadele grădinei. Cum merg astăzi vânzările? Foarte bine. De față din trei lante zile, stă lumea e mânțănită. Bine. Ce aveți în vânzare? De tot fiile câle. Roșii, castraveti, varză, chipăruș, iute, dulce, vânătă. Anul trecut a fost secete, nu a plouat. Anul ăsta o leac mai bine cu recolta, avem de toate. Roșii, ceapă, chipăruș, varză, roșii verzi. Tot producția care muncim un an și ne străduim să ducem bucurie la cumpărători. Cu ce preț o vindeți? Noi să cotim că e convenabil pentru prețurile de fieră. Ce ați cumpărat de la iarmaroc? Roșii, ca totdeauna. Toată vara cumpăr roșii, îmi plac foarte mult. Cum vi se pare iarmarocul? Foarte bravo, bine. Cocoșari, chipieri, poamă. Roșii, varză. Chipieri, iuțu, ardei, verzi, galbe sau cum să zic. Normal, prețurile sunt bune. Super. Foarte bine, e ieftin și bune. Varză, chipieri, praj, poamă, îți mulțumită. Da. Aveți încredere în producători autohtoni? Da, da, mult. Aveți încredere în producători autohtoni? Sigur, sigur, 100% încredere. De la Armaroc puteți pleca acasă nu doar cu produse pentru a vă îmbogăți bordeele, dar și pentru a vă înfrumuseța casele.